Salut și bine v-am regăsit la un nou video. O să facem astăzi un challenge super mega tare, eu și Felix. Mâncare înghețată versus mâncare fierbinte. Haideți repede să vă arătăm ingredientele, deoarece urmează să le punem la congelator pentru câteva ore. Ia uitați ce avem aici. Avem apă, una o să fie înghețată, iar cealaltă fierbinte. Mere, banane, croasante, lămâi, kiwi, chipsuri și caise. Iar acum le luăm să le punem în congelator. Merele. A, numai unul. Era să fac o farsă să le pun pe amândouă. Croissant, banană, lămâie. Le punem. Kiwi. Pe care vrei să-l îngheți? Pe ăsta sau pe ăsta? Pe cel roșu, că la roșu nu prea-mi place. Bine. Și caisele. Să vă faceți faine. Era să uit apa și Felix. Crefuitul va trebui să tăiem și să punem doar jumate. Am înțeles. O să punem jumătatea asta. Și să nu uităm și apa. Acum lăsăm câteva ore să treacă. Și după celelalte ingrediente care au rămas, Felix le va prăji. A trecut deja aproape o zi de când le-am pus pe toate la congelator. Haideți să vedem cum arată. Oh my god! Oh, și-a schimbat și culoarea banana! Toate sunt tarde, numa! Și apa este foarte înghețată. Ia uitați dovada că a stat foarte multe ore. Vedeți ce înghețată este? Chipsurile. Ai mai bune, rece! Chipsurile cred că sunt cele mai bune. Le pun aici! Le pun aici pentru că nu mai pot, s-a atâta de reci! Cristina, vine rece din congelator! Hai să luăm și astea, deci nu mai pot, mâinile mele sunt foarte înghețate! Ce rece este totul! Este foarte rece! Sper să-ți pice ție toate reci și mie toate cele calde! Și nu mai pot, cât de rece este! Și... Chipsurile astea cele mai bune sunt reci, calde. Sper să-mi pice mie pentru că sunt foarte curioasă să văd cum o să fie. Închide congelatorul când vine rece la picioare. Îl închidem repede să nu mai vină frig în casă. Astea sunt toate ingredientele care sunt congelate. Iar acum Felix o să le pregătească pe celelalte și o să le facă fierbinți ca lava. Două piese, cea albastră va reprezenta lucrurile reci ca gheața și cea roșie va reprezenta lucrurile fierbinți. Acum, Felix, eu am de gând să le amestec la spate, în mâini, și tu îmi zici stânga sau dreapta. Gata. Păi dăm la mână, să văd mâinile. Nu, dar de ce? Păi dacă le schimbi. Asta. Asta? Da. Dar în primul rând, hai să zicem care ce ingredient. Eu vreau neapărat să văd cum este o banană coaptă. Bine. Că am auzit că-s bune, așa făcute la grătar. Deci asta, da? Da. Punem una pe ea, să desfacem în același timp. Da, Cristina a trișat, se vede clar că a trișat. De ce am trișat? Pentru că... Mie mi-a ieșit banana fierbinte. Da, hai, asta e viața. Mai eu vreau banana înghețată. Haide! N-am mâncat niciodată banana fierbinte, băi! Ai ce rege. Poți să o desfaci. Ia uitați cum arată. Ai rupt-o în două.
Mamă, ce bine miroase, miroase. Dă să joc miroase la tine. Mamă, ce fai miroase, banană coaptă. Nu miroase deloc bine. Banana nu este bună când e fierbinte. Are gust de înghețată, pe cuvântul meu. Și mă îngheață mâna. Nu chiar rea. Deci efectiv zici că e compot de... Nu zici că compot, la tine zici că e compot. La mine efectiv zici că e înghețată de banane, pe cuvântul meu. Gust, să vezi? Nu-i bună. Să gust eu. Ia gust înghețat de banane. Nu! Gusta! De ce bună-i? Nu, că n-a, n-a. Nu-ți place? Mm. Bă, dar pretențioasă ești, prințeso. Prințeso, ia să gustă din asta. Gunoi fiert, ai alt. Acum o să fac eu, deoarece Cristina trișează mereu. Ce? Cum adică? Eu sunt cea mai sinceră persoană pe care o știi. Hai să vedem, în primul rând, ce mâncăm. Alege tu, data asta. Chipsurile. Chipsurile? Da. Chipsuri arse, chipsuri congelate? Hai, alege! Da. Ei, nu! Azi mai bune? Da, eu nu știu, dar vedem! Chipsuri arse! Mmm, cărbune! Se miroși și eu. Pringles înghețat. Miroase a congelator toată ziua. Să vedem. Pringles înghețat, oameni buni, n-am mâncat niciodată chipsuri înghețate. Foarte bun! Este foarte bun! Nu l-o stricat deloc. Încercat să le arăt. Bune? Mm. Da, și mi-a înghețat. Vreau să-mi iau eu. Chiar să știți că să încercați. Sunt așa răcoritoare, parcă nu te mai simți vinovat când mănânci chipsuri. E serios acum. Nu? Dar sunt mai faine. Sunt mai light, nu prea se simte așa de dar condimente. Ia din asta, dă-ți bune asta. Asta. Te le apăla mai puțin azi. Știu. Foarte bun. Dar sunt mult mai zărate ale tale. N-ai cum să strici chipsurile. Chestia este că cred că datorită căldurii s-au intensificat toate condimentele și aromele, iar la mine s-au estompat. Foarte interesantă treaba. Astea sunt atât de aromate și condimentate. Da, serios, mai bune. Și ale sunt așa pentru persoane la dietă. Mai bune la aia. Nu mă, că am mâncat de la tine, am crezut că-s bune, zici că-s de spital. Dar ce drept, sunt și prin căldurii diferite. Știi? Da. Ce răcoritor. Băi, dar chipurile bune, n-ai cum să le strici. Geniale sunt. Rândul tău. Rândul meu, rândul meu, dar să alegem prima dată ingredientul. Ce vrei nu, să nu, păi bagă la spate, că știu care e dreapta și care este dreapta. Păi știu, da, dar prima dată alegi ce nu, vrei în timp să ce le ții, simt eu și fac ingredientul. Du-te! Bine, aleg cornul cu ciocolată. Deci de acum. Asta! Cornul cu ciocolată fierbinte cu ciocolată, așa, lava cake. Hai că ți-ți place înghețata. Da. Lasă că zau știe să guști, dar practic eu mănânc dacă îmi place mult. Deci uitați-vă la el, uite cum miroase. Mamă, are miros așa de glazură, ia așa puțin el mai mult ars. Uite-te. Nu știu dacă auzi, e ca un fel de asemăr cranțăne. Deci zici că e făcut de casa lui și al mine parcă zici că e într-o expirat, parcă să văd. Da, vreau să văd cum este. Trebuie să pun mâna pe-al tău. Doamne ferește-mă ce înghețată, nici n-are gust. De-acuma ia arată-l, comparație. Deci a mea este foarte rece și ciocolata aia din interior cred că o să fie rece. Stai, să vă uitați la Ana mine, Cristina. Curge ciocolată pe masă. A pus pe masă ciocolată, mamă, cum arată. Niciodată n-am mâncat 7 days așa. Deschide-și patul la cameră. Vezi că-ți curge ciocolata peste tot. Ce penibil! Ia să le arătăm puțin. Deci ce diferență! Ne gustă și spune cum e. Aaa! Dinții mei! Mamă, cât de bun îi se vândezi la grătar! La mine n-are niciun gust. N-are rece pe măsea. Aruncă dacă nu poți, nu înghiți. Ia gustă delicatese asta. Ia gustă de aici. Ia-o tu. Fain, dar nu mănânc mai mult, că ia-o acolo. Mă abțin. Haide. Nu, lasă-mă, că am început să slăbesc. Pune înapoi. Feliz, nu mă lasă să slăbesc. E bun. Femeia are impresia că dacă se vede abdomenul prin blugi trași până aici, arată bine. Aia am zis, atât timp cât te simți bine în corpul tău, nu contează kilogramele. Trebuie să te simți bine în corpul tău. Dă-le încolo de kilograme. E bun.
Dar nu-s așa de mult cu ciocolată, așa că nu mă atrage foarte mult. Cine mâncă tu? Și eu vă fac tot mai mult decât tine. Bine, azi n-am făcut. Mâncă și pe-a meu și pe-al tău, hai, mâncă tot. Nu-i bun. Asta zici că e de dat la găini. Deci recomandăm să puneți 7 Days Corn Croissant pe grătar, dar nu în congelator. Asta e idee de restaurant. Ce desert avem? Avem croissant direct din Franța, pe grătar. Croissant pe, lava, lava croissant. Ce bun este! Le-am mâncat pe tot? Păi de aici că nu mi-a las. Rândul meu acum. Să vedem noi. Eu ce alegi? Alege mărul. Mărul? Da. Doamne, zici că e piatră ăla. Am, dar tu le alegi pe ăla mărcop și o aleg buturuga. Uitați-vă al meu. Ala Cristinei s-a topit ceara. Vedeți acolo? Arată ceara. Cum s-a topit. Și al meu este... Este puțin ars aici. Nu te dea pe jos, că nu te spăl după. Băi, mâncă-l. Au! Au, dinții mei, fratele meu. Doamne, deci parcă muști o bucată de gheață. Vrei să guști? Nu, chiar altul, nu. Altul cum e? E foarte bun. E bun? Aha. M-ar copt. Dacă... E agru. Da, îmi smerele acru. Vezi? E agru. Nu mâncați mere, simt asta. Al meu n-are gust, are gust de gheață. Ia mai mușcă, dați să văd cum îți intră ție dinții acolo. Nu mai pot, Cristina, mă doar aici, vrei să sunt dentistul? Nu mai vreau să sunt dentistul, Cristina, doamne ferește, și câți bani mi-au ăla? Doamne, ce... Nu, pentru că el încere suma la sfârșit, ci că nu știu cât costă, vedem la sfârșit, nu știu ce. Și după aceea merge în Tahiti. Nu convine din ăstea. Ia trei ca mine, vai de mine. Du-te mă cu asta, că asta e bulgăre de zăpadă. Felix, este rândul tău să alegi ingredientul. Favoritul tău. Grapefruit. Grapefruit? Da. Favoritul meu nu-mi place deloc. Dar e favoritul tău. Și sper să spice cel ars. Ăla ars vreau să spice, da? Da? Aia-mi doresc. Ha! Facem schimb, facem schimb, facem schimb. Felix îl va avea pe cel ars, exact nu, nu, așa nu. Cum ne-a dorit mie. Facem schimb, hai mă, că și nu. Și eu la pe cel dar ghețar. Dar nu poți să-l pe la rece, că nu știi, rece. Dă-mi lumea pe ăla. Da, da, da. Păi când l-am ars pe ăla, intenționat special să-i picei, că mi-a dorit. Măi, acum că mă uit mai bine, arată mai fain al tău. Cred că o să fie așa de da, da, uite, uite ce miroase, a cărbune. Nu, miroase dar... fain. Nu, miroase a șorici. Dar nu e adevărat, șoricii nu miros așa fain. Ia, uitați așa. Al meu este abia îl țin, este foarte rece. Al meu s-o și înjumătățit. Îi ar și pe la bază. N-aș și cum să mâncă ăsta. Ce rece. Dar nu mai este așa de rău. Cristina, are gust de... E amar? Da, are gustul ăla de când ceva e ars. Deci mie nu-mi place amarul. Și aici, în ăsta congelat, nu prea se simte amureala. Dar Cristina, ăsta e amar de cauciuc. E bun. Gust să vezi? Mai că nu pot să-mi înfing dinții în el. Păi n-ai cum. Și vrei mine mă pune la măr să fii. Nu, nu înfinge dinții că nu e ok. Cristina, ăsta are gust de cauciuc. Vrei să gust cauciuc? Pune-și tu. E foarte amar. Da. Și nu simte arsimea. Are gust ca compot amar. Arsimea nu se simte. Nu. Am luat-o toată. Wow, ce v-ar fi plăcut să vă pice? De-aia miroase până la capăt. Miroase foarte bine. Dar cum îți plac ție mirosurile astea, fratele meu? Uitați-vă și voi, tu știi ce miros are, zici că aia-s cauciuc. Deci miroase foarte bine, dar e foarte amar. La mine n-are niciun miros aproape și nici gustul nu mai este așa de pronunțat. Dar acolo cu ciocolată nu ți-a plăcut, dar asta îți place. E acru. E bun. Știi ce, v-ați lăsat asta pentru ție mai târziu, că nu știu ce e asta. Mulțumesc! Alege, Cristina! Asta. Dar stai să vedem. Deci ăsta. Dar să vedem ce ingredient. Ăsta, ăsta cu ceasul. Nu, nu ne schimba. Nu, aș vrea kiwi. Kiwi congelat! Pentru mine și pentru tine kiwi ars. Nu, bă, că nu. Acesta este kiwiul meu congelat și Felix o să-l taie în două dacă poate. Ai grijă la deget. Au, dar nu merge, fratele meu. Mai încearcă. Așa. Se mai tăia și multe bucăți? Așa? Da. Ce tare! N-am mâncat niciodată congelat. Atâta, că nu mai pun nicio. Chiar sunt curioasă să văd ce gust are. Ia uitați-vă! Ars! Congelat! Bă, mie nu-mi place mirosul. Ia! A, da! Dar de când îți place mâncarea arsă? E fain, zici că e compot sau ceva. Nu știu. Noi decojim. Bă, am lăsat un kiwi care nu era copt. A, da, kiwi sunt crude. Ce rău, ui, zici că lămâie. Și mie-mi place lumea. Vrei să guști, să vezi cum e? Da. E rău.
E foarte rău, eu nu vă recomand. Ce mine? Hai de mine, fratele meu. Doamne, acru. Care-i mai rău? Gheața acră. Al meu, cred că e mai rău. Băi, am ales și eu ceva ce bine la început, știi? Deci al meu e mai rău. Doamne, deci uitați-vă la buza mea, s-a înghețat. Următoarea probă, ce ingrediente alegi? Lămâia, frisitea de lămâie, să-ți pice ție. A, dar stai că pică și mie. Hai să vedem, nu te gândi, nu te uita. Citesc mintea. Voi alege mintea. Cald. Ai știut! S-a văzut că n-ai ținut așa la mână. Pe bune? Da. Hai mă, nu, Cristina, dar nu face do-over. Ba da, păi dacă ai zis că s-a văzut. M-a dat de gol, vezi, de vezi dacă ești prea corect, prea corect. Cristina trișează și prea corect. Iar s-a văzut. Dar ce să fac dacă am mâinile mici? Când ai venit așa cu mâna, s-a văzut. Știi ce, închide ochii. Uite într-o parte, așa vine oglindă. Închide ochii, haide, haide, aleg ochii chiși. Bine, aleg tot asta. Asta e albastră. Exact ce mi-am dorit, că s-a văzut. Haide, Felix, stai, Ofelii. Vreau să-mi dai din mijloc o felie. Fratele meu! Așa, taie. Mamă, câte ți minți oare. Una stai, da? Da, deja miroase. Gata, nu mai tai că mi-au înghețat, deci trebuie să uite la ele. Ce fain arată. Cred că am să dau jos toate. A, ce rece. Ea miroase lămâie arsă. Am mai mâncat lămâie din asta, așa că n-am mai mâncat pește la restaurant. Nu mi-a plăcut nici atunci. Mie da. Uitați-vă cum arată a mea. Eu o luam de la Felix, face recei. Deci numai când văd lămâia să-mi face în gură așa. E foarte rece. Am luat așa de multă de dată. Au creierul meu. E rea fără pește. Nu mai lua, Cristina, că nu mai pot eu. Să te văd. Dar e bună lămâie, așa o respect. Numai că trebuie să facem video. Hai, lasă-te în următoarea probă. Nu mai lua lămâie. E rândul lui Felix. Mă concentrez. Cred că ăsta e cald și ăsta e rece. Asta, rece. Bun, ce ți-ai ales? N-am ales nimic. Bun, aleg eu. Caisele deshidratate, înghețate sau arse? Bine, deci eu arse. Da. După aceea să mai mâncăm câteva chipsuri. Caisele la grătar. Oh, ce moi sunt. Sunt foarte faine, sunt așa mulcuțe. Ale tale cum sunt? Înghețate, frate. Uitați, bă, nici nu poți să le mesești că e cara mea. Felix, am descoperit ceva. Dar nu, băi, mi-am eu una, dai una întreagă, dai bucată așa ca la spargi. Dă și mie una întreagă. Deci, serios, sunt mult mai bune așa. Le trezește aroma din ele. Te mișto. Nu? Dacă sunteți vreun bucătar, șef pe aici, chiar vă recomandăm să puneți asta în mâncare, că e fain. Bă, ăsta înghețate, știu ce să-mi plac cu ele? Nu mai are niciun gust, nu poți să o mestec, că e ca o caramea, și îți îngheață și dantura, simt la măsea. Și astea sunt așa faine. Super faine! Când ai poftă de caramele, mănânci trebuie să mai bune. Și mie nu prea îmi plăceau astea înainte. Foarte fain. Ți-a plăcut, da? Deci am făcut o descoperire, e foarte fain. Și acum trebuie să facem cu apa, eu nu vreau de avea Cristina. Avem apa aici la încălzit, pe care am să o beau eu sau Felix, vedem cine. Ultimul ingredient, apa. Care n-am vrut să o fac, dar mă obligă. Pentru că e rece și nu vreau rece. Sau fierbinte. Călduț, fierbinte, că la clocotita merge fierbinte. Dar dacă a mea fierbinte, o copim cu aia ta. Gata, dă-mă pe asta. Fierbinte, fraților, bă, n-ar rost să merg cu rece, măi. Mai dă un chips. Congelată. Dă un chips. Bine, dă. Bine, eu când cer, ia știu, hai că-ți dau. Hai, dă-mi clocotita. Ce? Dar bine că ai încălzit-o până că... Mamă. Nici măcar nu pot să desfac! Cristina, ne-ai zis că apa clocotită are așa un miros de duș. Da, are. De duș. Da. Hai că să desfac, că dă-mi să ceva, cutier sală. Dar nu așa, mi-e place altfel. Pe moțetă. Dar nu iese nimic. Așa. Ce crezi că iese din gheață? Da. Dar nu iese nimic. Va ieșit. Dar nu bea, nu bea să nu fie rece. Cu
cum e. Și când îți intră la, la duș în gură? Același lucru, nicio diferență. Asta mi-amintește de când eram în Israel la mama. Dar nu la ea, în Haifa, ci în, în sud, foarte sud. Și când ieșeam afară din casă, ne luam cu noi o gentuță dintre asta termos și ne puneam vreo 4 sau 5 sticluțe dintre astea din congelator în aia și după aceea le beam și nu mai puteam de sete și de cald. Pentru că nu ne ținea de căldură ce era acolo. Voi, nuților de cocos, scrieți în comentarii care este următorul challenge și provocări pentru noi. Apăsați butonul de cocos like, iar noi ne vedem data viitoare. Pa! Pa! Hai să împărțim chipsurile repede. Ține un chips ars. Dă-mi cu acea.